dacă omului nu luați bani să vă închideți dosarele! Închideți dosare cu bani! Familia unui bărbat de la Vulcănești, Nesporeni, care a fost omorât cu un an jumate, aproape 2 ani în urmă, a venit să protesteze pentru că au găsit un țap ispășitor în dosarul acela și toți ceilalți complici ai persoanei în cauză au fost eliberate. Și oamenii, suntem că poate urma o alt omor, dacă oamenii care putut să omoare pe cineva să-ți lăsați la libertate fără pedeapsă, ei sunt ca și cum încurajați să facă aceeași faptă penală. Gata pe azi? Nu. Am înțeles. Sănătate. Protest cu pauză. Nu vă mulțumesc, domnul! Țineți-vă fila toți!